De ce alții reușesc, dar tu nu? Care ar fi algoritmul sau cheia succesului în tot? În totul este un algoritm, o lege, o lege care stă la mijloc sau un secret, dacă vrei. Dacă ți este mai ușor așa, percepi că e un secret. În totul este o lege în a reuși sau nu a reuși. Ca exemplu, să-ți dau, să zicem, joacă în biliard. Tu poți să lovești acele mingi la nimereală. Posibil că vei câștiga sau posibil că nu. Șansele sunt foarte slabe. Deci undeva maxim 20% ca să câștige adversarul. Depinde cât el este de bun. Însă este un algoritm anume care îți spune cum exact trebuie să lovești acea minge ca să câștigi. În bowling e fix așa. Deci este o traiectorie, o lege, cum trebuie să arunci acea minge ca să câștigi, fie în șahmat. Sunt anumite tehnici și un anumit secret, o anumită cunoaștere, cum trebuie să acționezi, să procedezi ca să câștigi în sport. Fix așa. Deci în toate domeniile ale vieții este un anumit algoritm. Fix așa și cum mergi pe bicicletă, deși pare absurd acest exemplu, da? Trebuie să dai din pedale ca ce? Ca să-ți continui deplasare, să nu cazi jos. Este o lege. Ai încetat să dai din pedale, a ce ai făcut? Ai căzut jos. Trebuie să fii atent la groape. Deci sunt niște legi elementare. Bineînțeles, când vorbim despre lucruri mai serioase, cum ar fi carieră, business, relație, aceștia sunt algoritmi sau legi cu mult mai dificile și greu de ajuns la ele. Anterior am avut mai multe persoane căruia sau cărora le explicam acest lucru, că în tot este o lege și un algoritm. Mergem mai departe să-ți dau alt exemplu ca să ne adâncim și să ne aprofundăm în ideea respectivă. În relații sunt niște legi care spune că bărbatul are un anumit rol și femeia un alt rol și nici cum rolul lor nu trebuie să fie schimbat. În caz că în relație femeia își ia rolul bărbatului, nu funcționează și invers. Dacă bărbatul face ceea ce în mod normal trebuie să facă femeia, să facă curat, să spele rufe, să facă mâncare și femeia e business lady care aduce bani acasă, asta e o abatere de la normă. Dar ce înseamnă normă în situația respectivă? Înseamnă o lege. O lege de când istoria Pământului, cred eu. Da? Să devenim mai clar. Tu aceste legi nu le poți încurca. Și de fiecare dată când oamenii vin la mine la consultații, eu rămân uimit și șocat la oamenii cât de tare este zguduită această lume interioară. Ei nici habar n-au că pot exista anumite legi. Există legi când fac un video. De ce eu pot să fac un video care să iei sute de mii de vizualizări și alt video care să iei 2000 de vizualizări? Păi elementar și acolo sunt niște legi. Sunt niște legi cum să faci un video ca să fie vizualizat și cum să faci alt video ca să nu fie vizualizat. E clar? Sper că e clar. Continuăm. Și dacă ai răbdare și ai avut răbdare să asculti video până aici, neapărat scrie un comentariu. Eu voi ști că tu ai privit video până aici. Tu, ca să afli aceste algoritme, trebuie să înveți de la oameni care știu aceste algoritme sau să te reîntorci la setările din fabrică. Ce înseamnă setările din fabrică? Înseamnă să te asculți pe tine. Înseamnă să arunci tot din cap ceea ce nu e al tău. Pentru că noi trăim într-o lume unde manipularea are o putere enormă și nouă mi se spală creierii la concret. Dar la concret, la toți.
cineva opune rezistența, cineva nu, cineva nici nu observă că e manipulat și că și cum crede că asta e părerea mea. Nu există așa ceva. Nu există și gata. Nu există părerea ta. Părerea ta este egal a 5 păreri. A oameni... Părerea ta este egal cu 5 păreri a oamenilor la care tu te inspiri, îi asculți, bla bla bla. Poate fi frate, soră, unul oarecare coach, te uiți la video-ul meu. Părerea ta pe asta îți bazează. Și toate principiile și viziunile tale care le-ai văzut în lume, pe asta îți bazează. Dar dacă tu te naștei pe altă planetă, nu știu, pe oricare altă planetă, tu erai să ai alt principii și lupt cu totul, alte lucruri aveai să vezi. Învață să gândești global.